Frumusețea și bunul gust costă, dar când e vorba de o comună europeană, primarii nu se mai uită la bani. Se întâmplă la Mândra, unde toate trotuarele sunt înlocuite cu pavele. Și asta nu e totul. Pe zonele verzi va fi pus gazon și apoi sădiți trandafiri. De aproape o lună se lucrează la pavelarea trotuarelor din localitatea Mândra. Primăria a investit bani grei în cei aproape 10.000 de metri pătrați de pavele. Merită însă, spune Dili. După cum vedeți, vrem să modificăm fața satului, fața comunei. Această lucrare cu trotuarele am considerat-o foarte necesară, deoarece unii cetățeni la poartă aveau pavele, ceilalți unii n-aveau nimic, ceilalți aveau beton și uitați ce frumos este. Cu ajutorul lui Dumnezeu și să vedem de unde îmi face rost de bani, sperăm să terminăm toată comuna. Când totul va fi gata, localnicii din Mândra se pot mândri cu o comună care aduce într-un fel a localitate europeană.